însă, o vinte cale ferată din regiunea Toscana a Italiei a fost reconsolidată pentru a fi destinată unui cor turistic pentru cei ce vor să descopere frumusețile și panorama colinelor și munților din Toscana. De curând a fost inaugurat și un tren istoric care a intrat deja în funcțiune la începutul anului 2015. Un reportaj de Elena Costin. Patrimoniu al umanității în 2004. Trenul medieval, care pleacă de la Siena, are o locomotivă cu aburi și o alta de prin anii 1940 și trei vagoane din anii 1920 și alte două din jurul anilor 1950. Nu lipsește clasa întâi, așa cum nu lipsește nici restaurantul care optează pentru această călătorie pot coborâ în Octubel pentru a vizita muzeele, mănăstirile și castelele din zonă, așa cum pot descoperi și cea mai mică gardă din Italia, cea de la Trecanda. Calea ferată a fost construită în 1859 și lega orașele Siena și Grosseto. În 1994 acest traseu a fost abandonat pentru ca de la începutul lunii ianuarie 2015 să fie folosit numai scop turistic. Potrivit ministrului culturii de la Roma, Gianni Franceschini, în Italia trebuie să fie la căutare nu numai trenurile de mare viteză, ci și cele care oferă o panoramă deosebită.